Astăzi vom testa 100 de dulciuri fake versus reale și vom vedea dacă există vreo diferență între cele două legate la 8. Deci avem aici Pringer și original și ăștia fake. Deci prima oară începem cu aceștia. Ce zici? E bun? Ia. De ce l-ați produs? Zic care e fake și care e real. Primul e original, că e mai sărat. Și al doilea e fake. Ai câștigat, fericire, acum trecem la următorul produs. Următoarele dulciuri la care vom face comparații sunt aceste M&M's-uri și aceste Big Hit. La fel ca și ultima noastră piesă, vă rugăm să hit, intrați. Hit, subscribe. Ce-mi dai aici? Okay. Înțeleg ce zici. Gustul. Gen, știu gustul. Știi ce zic. Așa că dă și următoarea. Al doilea Big Hit. Acum trecem la următoarele dulciuri. Următorul produs este acest ou de ciocolată, efectiv așa se cheamă, de la Choco, nu mai știu cum se vede, și Kinder Surprise, originalul Kinder Surprise pe care toți l-am mâncat, așa robițule. Mamă, cum este. Bă, e bun, e bun. Al doilea. După clipul ăsta poți să zic că ți-am mâncat. Altceva. Al doilea. E bun? O să dai Kinder. Da, de unde ești? După gust. Felicitări, acum trecem la următorul produs. Următorul produs este Kinder Chocolate și Milk Chocolate. Deja aici avem două, dar o să deschidem mai multe ca să-l păcălim pe ștefu. Bă, te bat la challenge-ul ăsta, te bat pe bune. Bun, rău. Nu? Mamă, ce bun. Ți-l dau și pe ăsta, dacă vrei. Dă-l și pe ăsta. Cred că al doilea e original și primul e fake. Ai înghițit? Da. Trecem la următorul produs. Următoarele dulciuri sunt Chocobons și Chocobonbons. Acum, robițule, care e care? Hai să vedem aceasta de aici. O bomboană. Și acum hai să o desfacem și pe cealaltă. Acum iau pasta. Ah, ștefule. Dacă ghicești pasta, felicitările mele. Dă-mi și pe aia. E la fel, zic că e la fel. N-ai cum să ghicești. Hai. Prima e original. E sigur? Da. Bravo, ai câștigat. Incredibil. Hai la următorul dulce. Următoarele produse sunt acești biscuiți de la Oreo și Neo. Și acum o să vedem care sunt care. E din China, supanda, bă. Deschide ură. Mamă, și au și aceeași textură. Ce bun. E bun? Bun. E identic, gustul, efectiv. Sigur mai păcălit? Mai au o gură din ele. Ok, ok, stai. Primul e original și al doilea fake. Bravo! Chiar? Să mor! Incredibil, nu te cred. Mamă, deci nu știam că o să ghicesc așa ceva. Bă, acum hai să trecem la următorul produs. Următoarele sunt aceste Haribo originale și Mega Bears pe care am luat de la Lidl. Acum puneți aia, ți-ai pus-o. Îi desfacem pe primii. După cum vedeți, dimensiunea e cam diferită. După cum se vede. Veniți pe la mare. Așa că, ia. Mă, lasă-mă. Hai! Trage. Trage. Bun, e bun? Mai da doar capul să-i mănânc. Ia și pe ăsta. Bă, du de vei. Bă! Acum ne-am pupat indirect. Bă, ce râde în spate, bă. Hai. Trebuie să-i mușc capul. Ăla micu era ăla micu, Haribo. Felicitări, trecem la următorul dulce. Următoarele produse pe care o să-l punem pe ștefu să ghicească care este, care e acest borcan de Nutella și acest Coco Musa. Musa. Coco Musa. Musa, nu? Wow! Cine avionul? Cred că te-am dat puțin ca Musa în fel de râd. Ai luat-o pe toată în gură. Bine, avionul. Deja știu care e, dar... Am ajut pe următoarea. Stai că mai vine încă una. Nu mai pot. Mai vine încă una. Nu mai pot. Al doilea e Nutella, primul e fake-ul. Ce? Tu nu mi-ai dat nimic? Ba da, mă, dar l-am moderat eu acum, nu vezi că e puțin aici. Mai fraierit. Bine, ia, vrei să uști? Da. Au același gust. Următorul produs sunt croasantele acesta 7 Day și ăsta care seamănă leit, sincer să fiu. Găbițule, desfacem acum primul croasant. Dă-mi una, dă-mi una. E bun, e bun? E bun? Da. Și al doilea... Stai că n-am simțit nimic, stai. Hai frate, mai repede. Am mușcat un pic. Ok. E bine, e bine. Stai, nu-ți deci primul e original. Al doilea e făcătură.
E sigur? Da. 100%? Da. Ai câștigat, acum hai să trecem la următorul produs. Următoarele bomboane sunt aceste tic-tac-uri și aceste, da, care tot tic-tac-uri, dar nu știu cum se cheamă. Hai! Unele parcă sunt mai negre, mai alb închis. Mai știu, eu știu că ți-e plac negri, dar... Bă, cum să trebuie asta? E bun? Da, e să-l runțe. Vreau să se vadă diferența între tic-tac și astea. Parcă ăsta e mai mare, nu? Eu așa zic. Ești pregătit să o iei în gură, da? Nu! Nu fac așa ceva, frate, scuză-mă pe mine. Nu, primul e fake și al doilea era. Primul e fake? Așa e? Nu. Cum? Sau? Nu, stai că primul a fost tic-tac. Bă, și credeam că e așa, care ce l-a ajuns? Stai acolo, Mihai. Hai, ce farțe bune faci. Următoarele produse sunt aceste mini twin. Am zis-o și eu și ăsta, Milka originalii pe care am mâncat cu toții. Primul este... Asta, ia uitați-l cum arată aici. Și am doilea ăsta, identic aproape, incredibil. Acum tu să-mi zici care e fake și care e real. Primul e fake, al doilea e real. Sigur? Da. Ai greșit, frate. Nu cred. Primul era real și al doilea fake. Hai să trecem la următorul produs. Următoarele sunt acest Kinder și Duplo. Sincer, nu știu care e diferența, dar acum hai să vedem, ești pregătit, frate? Băiatul ăsta care... Dă-mi-l mână, mie dacă nu mi-l dai mână. Zici că e... Nu știu ce zici că e, dar zici că e ceva. Acum e el pe băiatul ăsta. Care e Kinder-ul? Mai bine zic. Al doilea. Trecem la următoare produse, care este acest Coca-Cola și acest Freeway, pe care cred că dacă ai fost luat în Bulgaria cu familia, sigur ți l-ai luat. Și începem. Zerg, șervețelele astea, nu vă zicem de ce sunt aici. Bă, e bun. E bun? Vrei să te mică identic? Bă, n-ai voie, băi, n-ai voie să duce două. Producția descalificare, e nu? Identic, e identic, bă, bune. Cred că ăsta e Freeway și ăsta e Cola. Bravo, mă! Chiar? Ai greșit! What? Mamă, ce credeam că... Deci e identic gustul, băieți. Hai să trecem la următorul produs. Următoarele produse sunt aceste Eugenii, una de la Eugenia, una de la Antonia, cântăreața noastră. Antonia și Eugen. Eugen. Ce ai făcut, frate? Dacă zic asta e Eugen, mai dau gură. Ce e asta? Mai dau gură, mă. Nu pot. Ia, mă, ia. Nu pot să mănâncă. Ia, ține-o tu, mână. Nu are cum, nu pot să-i. Deci... M-ai murdărit, bă! Asta e Eugen, cealaltă Antonia. Am ghicit? Da. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, subscribe și la mine și la Robitsu. Până atunci, scrieți în comentarii cine credeți că a câștigat. Follow pe Insta la Ștefu_16. Până atunci, noi ne auzim data viitoare. Mulțumim, Lider România, pa, pa!